Oameni buni, am reîntors la Secretele Brașovului. Discutăm în această parte a emisiunii cu domnul Ervin Arbu, viceprimar în funcția municipiului Codlea. Bine ați venit, domnule Ervin, la Secretele Brașovului. Bine v-am găsit pe toți. O perioadă asta, pandemie, cred că deja nu are sens să mai vorbim despre cât de ușor sau cât de greu ne este, că oricum e schimbată, asta e cert. Și aș vrea să luăm pe rând, întâi și întâi, ce se mai întâmplă momentan în Codlea, cum sunt lucrurile acolo, s-a constituit noul Consiliu Local, bănuiesc că nu, că dacă sunteți încă în funcție viceprimar, bine, asta înseamnă că nu puteți să fiți și după aia, dar eu deocamdată întreb. Da, încă nu s-a constituit nici la Codlea, nu s-a constituit încă Consiliul Local. Preconizăm că săptămâna viitoare se va constitui. Au fost validate la judecătorie mandatele, însă ale majorității consilierilor și așteptăm acum ca prefectura să convoace ședința solemnă de constituire. De ce e? Am auzit partea asta, mă rog, se tot vorbește că PSD-ul, că în PNL-ul, că acum nu intrăm în politică, că nu vreau să facem politică, dar care e cauza reală? De ce se tot întârzie atât? Are și pandemia rolul ei sau din ce știți care e? Nu, în principiu 25 de zile până la, de la, din momentul alegerilor există niște termene până la care trebuie ca în tot județul să se întâmple lucruri în direcția constituirii noilor consilii locale. Și judecătoria are foarte mult de lucru, sunt foarte multe mandate, dar sunt mai ales pozițiile unde se renunță. De exemplu, în situația Codlei sunt patru mandate care sunt incerte. În ce sens? Noi în Codlea suntem 19 consilieri în Consiliul Local, respectiv asta este numărul consilierilor. Și din 19, 15 sunt cerți și patru au renunțat într-un fel sau altul la a fi consilier local. Și conform legii, aceste patru locuri trebuie și ele analizate. Și gândiți-vă că asta se întâmplă în 58 de localități în județul Brașov. Tocmai de asta spun, cred că ar trebui să vină o reformă administrativă și să renunțăm la multe din primării, pentru că multe primării, mai ales de localități mici, n-ar trebui să existe, sunt consumatoare de resurse. Da, e proiectul ăsta, cred că îl știu eu de câți ani de zile, mă rog, zona de regionalizare, așa numită, care ar însemna să strângă puțin administrațiile în mâna, să le centralizeze și citeam și eu zile trecute că sunt localități cu câte au rămas câteva sute de locuitori, poate, care au un aparat, mă rog, și care consumă mai mulți bani, poate, de câteva ori, de fapt, mai mulți bani decât produce comunitatea respectivă și unde nu se... Dar asta cred că e destul de complicat, adică nu se poate realiza așa de azi pe mâine, dar bine, nici de 10 ani cred că se discută bine de asta. Nu se poate realiza ușor, dar nici foarte greu. Trebuie să existe voință politică la nivel național în direcția aceasta și cred că trebuie să ne dăm seama că vorbim despre ineficiență. Un motiv pentru care întârzi atât de mult ca noi consilieri să-și intre în atribuțiuni este tocmai această inutilitate a muncii, pentru că sunt foarte multe primării în toată țara. Sunt peste 3.000 de primării în țară și da, avem sate, comune cu câteva sute de localnici care au însă primar, au secretar, au viceprimar, au consiliul local al locului și sunt toate acestea, tot acest aparat administrativ este un mare consumator de resurse și de timp, și de proceduri, dar și de foarte mulți bani. Și mai spun ceva, există o ineficiență foarte mare în felul în care poate de multe ori se cheltuie banul, acel ban public pe proiecte, pentru că nu toate localitățile sunt în stare astfel să aibă o resursă umană profesionistă la nivelul aparatului administrativ să pună în practică proiecte. Și da, trebuie regândită neapărat reforma. Iată că am atins un subiect acum, fără să-l dorim, probabil. E necesar ca în următorul deceniu să ne gândim foarte serios cum începem să unim comunități ca să devină mai eficientă administrația și să nu se mai cheltuie atât de mulți bani cu aparatul administrativ stufos. Un răspuns pentru care întârzi așa de mult totul este că avem prea multe primării acum, prea multe consilii locale, fiecare
fiecare mandat de consilier local trebuie luat la mână, trebuie urmărit dacă se încadrează conform legii. Trece prin etapa aceasta și avem la 58 de localități la nivelul județului Brașov, avem așteptări foarte mari din partea unui judecător să poată, sau mă rog, unui grup de judecători să poată să cuprindă toate acestea. Dar există și o schimbare a legii față de anul trecut, noul cod administrativ și toate abordările acestea legislative induc acum niște schimbări, și anume cei locurile care sunt vacante, care sunt incerte, trebuie să intre într-o nouă etapă de analiză și momentan se va constitui și la Codlea, de exemplu, dar ați văzut și la Consiliul Județean, s-a constituit deja doar cu numărul mandatelor certe, a celor care au fost validați, au fost aleși și validați, și toate pozițiile unde s-au făcut anumite mutări, de exemplu, la Codlea au fost aleși în funcție și la Consiliul Local anumite persoane și la Consiliul Județean și pot să opteze, respectiv primarul, dacă a candidat și pe lista de partid pentru a fi ales consilier local, optează între funcția de consilier local și primar și, alegând locul de primar, se vacantează acel loc. Și constituirea Consiliului Local se va efectua strict pentru acele poziții certe și toate punctele acestea, toate pozițiile acestea care mai sunt încă de acoperit, se vor acoperi într-o etapă ulterioară. Adică va mai dura încă câteva săptămâni până din rândul consiliilor, din rândul consilierilor, se va alege viceprimarul fiecarei localități. Da, asta înseamnă că până de Crăciun cred că suntem în regulă cu tot ce înseamnă... Cred că noiembrie totuși, da, cam asta. Lucrurile trebuie să se întâmple pentru că e nevoie de un aparat administrativ în funcție care să poată să ia hățurile, adică lucrurile nu pot să aștepte, mai ales că avem și pandemia aceasta, dar nu doar pentru că avem pandemie. Mai ales, cred că e valabil acolo unde primarii, în funcție, care mai sunt încă acum în funcție, nu mai au pierdut alegerile, de exemplu. Pentru că e complicat să începi unele proiecte, deși dacă mă întrebați pe mine, asta este puțin așa o anormalitate care e normală în România. În mod normal trebuie să poți să începi un proiect, indiferent cine conduce primăria respectivă, că e primarul XYZ, că e consiliul local care vine, care pleacă, pentru că atâta timp cât ai o strategie și știi că ai niște proiecte pe care ți le faci, cred că contează mai puțin dacă vine primarul X sau primarul Y. Da? Acum, întotdeauna știm că nu e chiar așa și că sunt proiecte care probabil că au, să zicem, suportul unui primar și sunt oarecum mai puțin creionate de către altul. Și atunci, până la urmă, e normal. Ideea e să intrăm cât mai repede. Mă uitam acum, făcând o glumă, așa că mă uitam la București, că e plin, rețelele de socializare sunt pline, care se întreabă de ce nu pleacă doamna primar acasă. Și erau și răspunsuri care spuneau că pleacă, dar problema e că revine în fiecare zi. Acum, nu cred că e neapărat asta ca și glumă, așa. Ideea este să se încheie cât mai repede acest proces. Dar aș vrea să trecem puțin, să extrapolăm ceea ce s-a întâmplat acum aici. Știu că ați candidat la funcția de primar în Codlea. Nu ați reușit să o câștigați, este altcineva. Am câștigat locul 2. Da, exact. Dar acum, dacă am văzut eu bine din presa zilei, sunteți singurul candidat independent, mă rog, care ați reușit să strângeți semnături, nu mai știu în ce stadiu sunteți, ați reușit să vă depuneți pentru parlamentare, mă refer. Ieri a fost ultima zi de depunere a candidaturilor, care această depunere înseamnă o depunere de dosare pe de-o parte, dar și de semnături de susținere la nivelul județului Brașov. E necesar ca un candidat sau un partid, și asta este iară de discutat și de dezbătut puțin, un candidat independent sau un partid să depună un minim de 2602 semnături de susținere pentru a putea să își înregistreze candidatura. Dosarele acestea sunt analizate de biroul electoral județean și se validează candidatura. Așadar, de ieri până astăzi s-au analizat toate dosarele, inclusiv dosarele mele,
și a rămas valabilă candidatura înregistrată și de către mine în calitatea mea de candidat independent la Camera Deputaților pentru alegerile din 6 decembrie. De ce credeți că, acum încerc să fac și eu, nu știu, să-mi dau cu părerea, pentru că având în vedere rezultatele și polarizarea care s-a făcut în ultima perioadă politică, mă refer la ultimele alegeri, când, nu știu, partide cu tradiție, să zicem, în Consiliul Local Județean, la UDMR, nu, dacă mă refer, sau nu au reușit să mai prindă pragul electoral și uite că au rămas trei partide în Consiliul Local, cel puțin Brașov, mă refer, lucruri care cumva s-au întâmplat, nu știu, poate și în Codlea și în alte localități, nu chiar atât de mult, însă e clar că cumva mă întreb de ce nu sunt mai mulți candidați independenți, că asta de fapt e întrebarea, dacă sunteți singurul, de regulă erau mai mulți. Dacă nu e o curiozitate, ce-i drept, ce nu este corect față de candidați independenți este că un candidat independent trebuie să genereze, să adune același număr de semnături ca și un partid politic. Partid politic care are un aparat întreg care să-i stea la dispoziție, ba unele dintre partidele politice, cele mai multe, sunt chiar finanțate de la buget. Din punctul ăsta de vedere, există un mare handicap la nivelul unui candidat independent. Acum, pe acest context în care venim, am reușit să strâng semnături, mai ales din Codlea și din Brașov, foarte multe. Dar cum am făcut? Am făcut un site și am strâns semnături online. Și lucrul acesta a funcționat mai bine decât mă așteptam, deși și aici am observat deja niște lucruri și aș ști mai bine data viitoare ce am de făcut și ce aș avea de adaptat. Și vă pot și exemplifica. Persoanele mai puțin obișnuite cu tehnologia n-au știut să semneze corect sau n-au știut să semneze deloc și m-au tot abordat în fel și chip. Și am simțit totuși, pe de altă parte, un foarte mare val de susținere, un mare val de susținere, tocmai că a existat intenția de a semna pentru mine. Poate și pentru că am câștigat locul 2 la Codlea, mi-a dat acest curaj, acest zel de a rămâne și în această nouă etapă a unor noi alegeri în joc, cum ar veni, și m-am simțit foarte, foarte susținut, tocmai pentru că au venit foarte multe semnături, mai ales de la tineri între 25 și 40 de ani. Deci asta este ceea ce aș putea să spun. Dar a trebuit să risc și eu, pe de altă parte, să apelez la noutatea care înseamnă semnătura electronică și am pus la punct un site în direcția aceasta, un întreg sistem de colectare de semnături și în aproximativ 10 zile am reușit să depășesc ținta aceasta, pragul de 2602 semnături, lucru care m-a bucurat foarte mult. Am strâns și semnături fizice, adică pe suport de hârtie, și există aceste două modalități acum. Semnăturile electronice sunt niște semnături pe care le dai pe un formular de pe un site și trebuie să semnezi cu degetul sau cu mouse-ul, cu degetul pe ecranul telefonului sau cu mouse-ul la calculatoare. Și fiind o noutate, cred că mulți au ezitat și să folosească sistemul acesta și atunci a fost destul de greu să adune poate semnături în mod fizic, dar și există o ezitare din partea cetățeanului să semneze așa, pentru că încă se discută foarte mult și pe bună dreptate despre insecuritate cibernetică, despre protecția datelor și, deși, bineînțeles, și dacă discutăm despre semnături și date pe formulare de hârtie, cineva le poate pierde, cineva poate să le gestioneze în fel și chip și poate avem de îmbunătățit sistemul acesta. Sigur că mă bucur într-un fel că am reușit să adun semnăturile și că voi participa cot la cot cu marile partide la această competiție. Pe de altă parte, îmi pare rău că nu sunt mult mai mulți competitori, pentru că
cetățeanul ar putea să, electoratul ar trebui să, să aleagă din mult, dintr-o ofertă mult mai largă, din, după părerea mea. Și asta am observat în anii din urmă, a fost de multe ori o strategie a sistemului, cam cei care aveau aparat de partid să reușească să participe la alegeri și cei care nu aveau aparat, care nu dispuneau de resurse umane sau logistice sau chiar financiare, să nu poată să participe la procesul electoral, să se înscrie în cursă. Și e un lucru rău pentru democrație, lucrul acesta. Acum, eu am studiat un piculeț, nu acum, dar în perioada anterioară, ce se întâmplă în alte țări vis-a-vis de Parlament, Senat, Camere și așa mai departe. Și cum se fac și alegerile în, în țări cu democrații, Statele Unite sau Franța. Și e bine, nu e surprinzător, dar cred că știe toată lumea că noi avem mulți deputați, avem mulți senatori, vis-a-vis, raportându-ne la suprafața țării, la numărul de populație și așa mai departe. Au existat inițiative cu un parlament mai subțirel, sau cum îi se spunea. Au existat multe inițiative de genul ăsta, până la urmă nefinalizate, de ce nu, de ce da, asta tot politicienii știu. Întrebarea mea este acum de foarte multe ori, pentru că eu am văzut, mă uitam și pe listele de la unele partide în țară, în general, apar oameni, să zicem, la, nu știu, Sibiu sau la Târgu Mureș, care nu prea au legătură cu orașul respectiv pe listă. Ori eu tot timpul m-am întrebat și la un moment dat discutam cu cineva apropo de partea asta în Statele Unite. Cei care vor să candideze, să reprezinte statul respectiv, vin și vizitează aproape din casă în casă foarte multe comitete acolo și oameni, în special cei cărora ei consideră că pot să le, de unde pot veni idei, de unde se pot crea, știu și eu, plus valoare. Și mă întrebam oare de ce partea asta cu liste la noi în continuare, care e perpetuată de ani și ani de zile, adică nu-i de acum, de ieri, de azi. Înțeleg să vină să candideze, nu știu, poate să fie o onoare să candideze, să zicem, într-un oraș o personalitate pe care poți să o aduci din alt oraș. Înțeleg asta, să vină într-adevăr o personalitate, dar să vină oameni despre care orașul ăla, nu știu dacă au auzit de ei, poate, se pare un pic ciudat. Este viziunea și strategia fiecărui partid, bineînțeles, care poate fi aplaudată sau amendată de electorat. Din păcate, însă, spre deosebire de America, de Statele Unite ale Americii, noi nu suntem atât de conectați la campaniile electorale. Nici noi candidații, nici noi votanții. În SUA, clar, se întâmplă ca foarte multă lume, majoritatea populației, să participe cu adevărat, să fie activă, să se implice în campania electorală. În România, din păcate, majoritatea cetățenilor s-a scârbit pur și simplu de politică, deși nu politica e murdară, ci anumite metehne din politică, anumiți oameni din politică sunt murdari și ar trebui să înțelegem că o societate modernă, tocmai prin politică, prin implicarea în viața cetății, se poate dezvolta, se poate asigura un statut și un standard de conviețuire socială adecvat. Avem nevoie de politică și trebuie să o luăm în serios. Cam de câte voturi credeți că aveți nevoie? Acum, așa, ca idee, chiar sunt curios, așa, cam de câte voturi credeți că aveți nevoie ca să reușiți? Haideți să vă explic că la nivel de județ Brașov avem 9 deputați și 4 senatori și eu candidez pentru Camera Deputaților. În 2016 au intrat în Camera Deputaților cu 19.000 de voturi cei care au fost aleși. Așadar, la nivel de 2016 aș fi avut nevoie de 19.000 de voturi. Există acum niște proiecții care pot fi făcute
având în vedere experiența de la alegerile locale, ne dăm seama că nu va fi o prezență foarte mare și preconizez că undeva între 12.000 până la 15.000 de voturi ar fi necesare pentru ca un candidat independent, de exemplu, să intre în Parlamentul României la nivel de județ Brașov. Se împarte pur și simplu suma voturilor valabile exprimate la numărul de mandate, la 9, de exemplu, și astfel ne dă un coeficient de aproximativ 11%. 11% din cei care vor exprima un vot valabil vor putea să trimită și un candidat independent în Parlamentul României. Ați fost, dacă nu mă înșel, ați fost și în membru în alte formațiuni politice. Cred că FDGR, PNL, nu? Dacă nu mă înșel. Sunt în continuare. Da? Sunteți, dar trebuie să mergeți independent pe zona asta. Da, sunt etape de competiții politice diferite. Pe plan local, eu provin din FDGR și am participat alături de PNL la alegeri pentru administrația publică locală. Am câștigat mandatul de consilier local. Acum aștept și eu o validare în direcția aceasta, deci voi fi consilier local în Codlea, în continuare. Mi-am propus să particip la alegerile parlamentare tocmai din poziția asta de candidat independent, pentru că îmi doresc, dacă am avut totuși o susținere foarte mare populară, ca din această susținere populară să poate să se nască acea mișcare civică care să poată să rupă puțin și de politica de partid. Adică e nevoie și de partide, înțeleg, și bineînțeles colaborez cu partidele politice, am colaborat, am fost susținut de partide politice și în același timp, da, considerați-mă un rebel atunci al politicii din Brașov, prin faptul că pur și simplu am hotărât și m-am pus pe treabă pentru a candida independent la alegerile parlamentare. Cum credeți, două întrebări legate și pe la care o să vă rog să-mi răspundeți într-un minut jumătate, că atâta mai avem. Cum credeți că o să aibă loc alegerile, având în vedere numărul în creștere, chiar astăzi erau 5.000 și ceva de infectări? Unu și doi, vă veți duce în întreg județul sau veți lua numai o bucățică aici, Brașov, Codlea, o anumită zonă? Pentru că nu voi dispune de resurse foarte multe, chiar voi avea cu siguranță cea mai ieftină campanie electorală din întreg județul. Mă voi concentra pe Țara Bârsei, din păcate spun asta, pentru că îmi doresc să reprezint întregul județ, dar voi folosi bicicleta pentru că eu cred în mobilitatea alternativă, voi folosi în continuare bicicleta pentru a mă deplasa. Și voi ajunge în cât mai multe locuri. Doresc să fac și un ocol al județului cu bicicleta, tocmai pentru a ajunge peste tot, dar în special din Țara Bârsei voi încerca să primesc cea mai mare susținere. Dar ca să vă răspund încă și la întregul tablou, cred că mai ales în mediul online se va desfășura campania. Ok. Bun, domnule Nervin Albu, mulțumesc pentru prezența la Secrete, singurul candidat independent al județului Brașov la Camera Deputaților. Vă doresc succes și în continuare o să urmărim cu interes să vedem ce se va întâmpla, dar bineînțeles în partea de campanie electorală și acolo, atunci o să putem discuta mai pe larg și în alte condiții, în cele ale campaniei electorale. Vă mulțumesc! Toate cele bune! Oameni buni, asta a fost astăzi totul la Secretele Brașovului. Să aveți o zi minunată, aveți grijă de voi și să auzim numai de bine. La revedere!